Tu reușești îmbin flexibilitatea, inteligența și emoționalitatea. Tu atragi ușor atenția asupra ta, dar ești rapidă distrasă. Ai nevoie de stimulare mentală constantă, dar curiozitatea copilărească nu-ți permite să te concentrezi asupra unui singur lucru. Fiind iubitoare de libertate și aventuroasă, te strădui cu toată puterea să nu cazi în capcana monotoniei vieții de zi cu zi. Ești atrasă de tot ceea ce este ciudat și neobișnuit, în special călătorind în locuri exotice. Cu toate acestea, bunul simț este însoțit de o imaginație vie și de o admirație sinceră pentru ciudățenii mistice și misterioase. Natura ta este adesea sfâșiată de contradicții interne profunde, imperceptibile la exterior pentru alții. Din exterior apari ca o persoană inteligentă, amabilă și delicată, în timp ce încerci cu disperare să învingi demonul care trăiește în tine. Extrem de secretoasă, rareori îți permiți să-ți exprimi deschis sentimentele adevărate. Orice s-ar întâmpla, masca imparțialității externe te protejează în mod fiabil de privirile curioase ale mulțimii. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: romantism, talent, dorință de confort și frumusețe, poezie, spiritualitate, flexibilitate. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine, totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii. Așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Ai o natură foarte ușoară și neliniștită. Ești extrem de sensibilă și emoțională, în timp ce ești inteligentă și foarte flexibilă în abordarea ta față de realitate. Îți muți foarte repede atenția de la un subiect la altul, determinată de curiozitatea și dorința de a capta cât mai mult posibil. Ești foarte înspăimântată de perspectiva de a te împotmoli în aceeași viață gri, de zi cu zi, pe care încerci să o eviți prin a te distra și a te îndepărta de multe lucruri. Iubești libertatea și absența restricțiilor, ești activă și chiar agitată, ești atrasă de tot ce este misterios și necunoscut, nu stai în pace, iubești să călătorești mai ales în țările îndepărtate și exotice, dar totuși nu-ți pierzi capul. Productivitatea ta se manifestă de obicei în muncă. Fiind un specialist excelent, ești atât de încrezătoare în tine însăți încât, chiar și în situații critice care necesită concentrarea maximă a tuturor forțelor, acționezi fără teamă de condamnare. Cu toate acestea, în viața ta personală, ai adesea probleme,
motivele fiind parțial legate de stoarcerea internă sau rigiditatea sentimentelor care sunt distrugătoare pentru orice persoană. Cu toate acestea, vin în contact cu întregul spectru al emoțiilor umane. Datorită înțelegerii tale, ești destul de capabilă să vezi neajunsurile și punctele slabe ale altor persoane, dar nici măcar prin cap nu ți-ar trece să le corectezi. Dacă, dintr-o dată, găsești calități neplăcute într-o persoană apropiată, vei suferi, îți vei mușca degetele pentru propria ta lipsă de principii, dar vei tăcea. Nu este surprinzător faptul că trăiești o viață mult mai stresantă decât oricine altcineva. Din punct de vedere figurativ, culorile din paleta ta sunt mai strălucitoare, iar umbrele de pe pânză sunt mai contrastante decât la alte persoane. Uneori, surprinzi pe cei din jur cu coerența și obiectivitatea ta, dar poți fi, de asemenea, neîntemeiată, nerezonabilă și cu porniri nebunești. Uneori, apropo, se întâmplă ca sentimentele absolut polare să te țină o perioadă scurtă de timp, de curs de 2 până la 3 minute sau chiar câteva secunde. Într-adevăr, există ceva uimitor, în final nu oricine poate fi atât de schimbabil și atât de ușor să se adapteze la circumstanțele predominante. Te simți adesea singură pentru că ești obișnuită să faci cereri exorbitante asupra altora. Poate că nu vei putea să întâlnești pe cineva care îndeplinește pe deplin cerințele tale. Poate că totuși vei putea să-ți dai seama că sursa de nemulțumire personală este în primul rând propria ta natură și astfel să ai o șansă bună să te schimbi în bine. Poți găsi ceva plăcut chiar în schimbarea criteriilor vieții tale spirituale. Pentru a păstra ceva mai durabil decât o chilă subțire, pentru a face un întreg din piese, sarcina ta este înspăimântătoare, dar va fi răsplătită. Poate că conflictele lor cu ceilalți sunt generate de lupta din interiorul tău, motorul tău creativ. În consecință, poți fi dintre cele care se tem adesea să fie mai consecvente. Întrebarea este ce preplătești pentru a fi fericită. Este important ca tu să știi ce impresie faci asupra altora. Trebuie să-ți cultivi dezinteresul în sine, să te supui puterii spirituale celei mai înalte, să te concentrezi asupra manifestării bunătății în viața de zi cu zi, să faci viața mai ușoară pentru tine și pentru alții. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, ești blândă, amabilă, romantică, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 5 martie soarta ta? Porți o mască de bunătate și sinceritate față de ceilalți. Oamenii văd natura ta delicată și prietenoasă, dar în interiorul tău, sentimentele conflictuale prevalează și te împiedică să trăiești în pace. În interiorul tău este un vulcan constant de pasiune și luptă de sentimente, dar tu preferi să păstrezi totul pentru tine însăți. Nu-ți dezvălui niciodată sentimentele. Ești obișnuită să porți o expresie a încrederii absolute pe fața ta și să nu aparții la ceea ce se întâmplă. Având abilități creative excelente, le aplici cu succes în munca ta. Ești o muncitoare excelentă, faci întotdeauna munca până la capăt cu rezultatul perfect. Ești întotdeauna încrezătoare în puterea și cunoștințele tale. În viața personală ai dificultăți. Ele sunt asociate cu incapacitatea de a-ți arăta sentimentele și emoțiile. Ești foarte atașată și legată de alte persoane. Deseori te simți singură. Toate acestea se datorează faptului că ai exigențe excesive asupra oamenilor, căutând de tovarăși pentru tine însăți o persoană ideală. Se întâmplă să nu găsești niciodată persoana visurilor tale, ci să te mulțumești cu cei apropiați. Pentru tine este important să găsești dacă nu perfecțiunea, atunci cel puțin o persoană stabilă.
Această proprietate îți va face viața fericită. Păcatele naturale subtile nu se pot deschide pentru iubire, dar poți crea un sentiment de dragoste pentru partenerul tău. Ești capabilă să vezi calitățile rele ale altor persoane și tratezi acest lucru foarte tolerant, fără a încerca să recomentezi sau să recorectezi. Preferi să rămâi tăcută. Poate din această cauză, viața ta curge în liniște și în pace. Tu te comporți ca și camelonii. Personajul tău se poate schimba complet în doar câteva minute. Oamenii sunt obișnuiți să te vadă obiectivă și disciplinată. Dar, uneori, se întâmplă o schimbare și apari într-o nouă imagine. Poți fi ridicolă, caldă, nesăbuită și explozivă. Un astfel de caracter te ajută la adaptarea la condițiile și circumstanțele în schimbare. Ești activă și nu tolerezi restricțiile de libertate. Îți place să călătorești mai ales în țările îndepărtate unde te comporți ca cercetătorii noi și misterioși. A trăi într-un singur loc nu este pentru natura ta schimbătoare. Schimbi adesea situația, precum și locuința în sine, trecând de la un loc la altul. Partea financiară a vieții tale rar te apasă. Poți să trăiești bine, dar să mori săracă. Banii nu au valoare specială, îi cheltui fără să te gândești la consecințe. Totuși, ar trebui să fii mai dezinteresată și mai bună, să arăți echilibru spiritual și simpatie pentru ceilalți. De asemenea, ar trebui să-ți tempereze dorința pentru ideal. Învață să accepți oamenii așa cum sunt. Datorită particularității tale față de schimbările de dispoziție, poți suferi de boli nervoase. Cunoscând acest lucru, trebuie să înveți să te înțelegi cu emoțiile tale și să te controlezi în situații stresante. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație de dragoste, ești grijulie și atentă, dar mult mai independentă decât majoritatea celorlalte reprezentante ale semnului pești. Partenerul ideal trebuie să înțeleagă nevoia ta de libertate și timp, necesară ție pentru a satisface multiple interese. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești o fire foarte secretoasă și aparentă nu-ți arăți dramele interne. Cu toate acestea, indiferența ta externă este doar o mască care ascunde un ocean de emoții. Din păcate, acest ocean este foarte furtunos și adesea măturat de uragane. Ești adesea chinuită de sentimente conflictuale, conducându-te în direcții diferite. Dar, în afară, nimic nu poate fi perceptibil, cu excepția calmului, a bunătății și a echilibrului. Această mască te protejează și de invazia lumii exterioare și a altor oameni în lumea ta interioară. Ai obiceiul să te autoactualizezi în domeniul profesional, în munca ta. Poți fi un expert real în domeniul tău, acționezi cu încredere și nu te temi de opiniile oblice ale altor persoane. Dar în relațiile personale, nu ești aproape niciodată încrezătoare în sine, dimpotrivă, ești prea timidă și strictă, nu poți exprima în mod adecvat ceea ce simți, dar simți întotdeauna mult. Tu vezi ușor punctele slabe și neajunsurile altora, dar niciodată nu încerci să le corectezi sau să te joci cu punctele lor slabe. Dacă te vei confrunta cu deficiențele sau slăbiciunile celor dragi sau ale prietenilor, nu vei încerca să le repari cumva sau să-i ajuți să se schimbe, ci mai degrabă vei tăcea despre ceea ce vezi, dar vei suferi de reproșuri de conștiință.
Viața ta este întotdeauna plină de evenimente și chiar de drame. Ești un adevărat artist, un om care trăiește la maxim, nu datorită activității externe sau căutării pentru aventură, ci datorită senzațiilor și emoțiilor tale bogate. În special, tu poți dovedi succes în știință, medicină, biologie, sănătate și boli. Universul te-a înzestrat cu o amplitudine puternică a schimbărilor în starea de spirit și emoții. Se întâmplă ca emoțiile negative să te captureze complet, forțându-te să suferi și să-i chinui pe cei dragi. Prin urmare, trebuie să înveți să-ți gestionezi sentimentele, să înveți să te controlezi. Ai nevoie de puterea voinței pentru a-ți salva sistemul nervos și organismul tău dintr-o multitudine de boli, ceea ce deschide porțile spre stres. Nu știi prea multe despre trupul și bolile tale, deci un consilier inteligent este urgent necesar pentru tine. În mod ideal, un medic de familie permanent în care vei avea încredere și care să te consilieze în mod regulat cu privire la problemele de sănătate. Datorită naturii tale dependente, poți păcătui prin supraalimentare și dependența de plăcerile carnale. În oricare dintre ele ți se recomandă să nu uiți măsura. Este mai bine pentru tine să renunți la obiceiuri și stimulente proaste, fumatul, consumul de alcool, zahăr etc. Tu te temi de lumea ostilă externă, chiar dacă te face să fii curioasă, de aceea ai tendința să te ascunzi în cetatea ta improvizată. Dar tu nu știi că un pericol mult mai mare pentru sănătatea și bunăstarea ta nu este lumea exterioară și pericolul ei, ci furtunile interne, emoționalitatea care provoacă schimbări de dispoziție frecvente și ascuțite. Orice forță și energie poate fi îndreptată spre distrugere și este posibil să și creeze, acest lucru se aplică inclusiv forței experiențelor interioare, pe care trebuie să înveți să le controlezi. Soarta și norocul. Ai un caracter moale, ești bună și liniștită la exterior, rapidă te înțelegi cu oamenii, ai multe cunoștințe minunate printre oameni influenți, prieteni pur și simplu te adoră, întotdeauna gata să ajuți. Vibrațiile din această zi te saturează cu energie pozitivă și contribuie la îmbunătățirea caracterului tău, oferindu-ți generozitate, talente, noroc și fericire. Tu vei reuși să obții mult în viață, nu va fi imposibil pentru tine, vei putea să depășești toate obstacolele care îți stau în cale. În viața de familie, problemele sunt posibile, dar nu vei înceta relațiile. În materie financiară, ai succes și noroc. Sfaturi pentru tine. Ești predispusă să te confrunți rapid cu emoții și sentimente opuse. Este posibil să ai o natură isterică, dar ești destul de capabilă să acționezi rațional și logic. Variabilitatea, flexibilitatea, adaptabilitatea pot fi punctele tale forte. Adesea ești nefericită deoarece ești prea exigentă față de cei din jurul tău. Drept urmare, tu cauți un ideal inaccesibil toată viața ta și de cele mai multe ori, desigur, tu nu-l găsești. Ar trebui să te gândești dacă ești într-adevăr atât de ireconciliabilă cu alte persoane, sau dacă la baza nemulțumirii tale stă natura ta, contradicțiile interne și nemulțumirea internă față de tine însăți. Dacă problema este încă în tine, așa cum se întâmplă adesea, tu poți schimba ceva. Deseori, dezacordul extern cu lumea exterioară este cauzată de contradicțiile tale adânci în interiorul tău, și este doar o reflectare a acestor antinomii interne, ascunse. Tu trebuie să cauți o fundație pentru sine și lumea ta, cu adevărat fiabilă și fermă. Adesea, o mare coerență a întregului mod de viață și comportament normal poate ajuta. Sfaturile de a încerca să fii mai simplă și să nu te complici sunt relevante pentru tine. Trebuie să înveți să fii generoasă, dezinteresată. Poate că o religie sau o învățătură esoterică te poate ajuta. Punctele forte spirituale solide sunt foarte necesare pentru tine. Neprihănirea și simplitatea pentru tine ca natură complexă sunt ca un balsam de vindecare, un ocean liniștit al sufletului tău. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic.
pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.